În epoca rețelelor 5G și a călătorilor în spațiu, unele zone ale planetei au rămas încă la nivel de ev mediu. De la începutul lunii, cel puțin 9 femei au fost arse pe rug sau linșate după ce au fost acuzate de vrăjitorie. Se întâmplă în Republica Democrată Congo, țară cu 105 milioane de locuitori. Mulțimile furioase merg prin sate cu liste ale așa ziselor vrăjitoare, pe care le execută sau le alungă, iar apoi le distrug casele. Asta pentru că unele regiuni sunt controlate de grupări armate, o moștenire a războaielor care au distrus țara în urmă cu 25 de ani. Absența poliției și a unui sistem de justiție a dus la apariția unor falși vindecători sau profeți. Ei, iată ce realități ciudate trăim în această perioadă. Trebuie să spunem faptul că în România, pe de altă parte, o țară în care am discutat, nu credem în știință, nu credem în nimic, se înființează o școală de vrăjitoare. Și există această vrăjitorie care e cât se poate de oficială și chiar urmăram un material pe această temă. Doamnele respective erau puțin contrariate de faptul că, deși și-ar dori să-și declare veniturile pe care le fac din vrăjitorie, în realitate, în mod legal, nu au nicio variantă. Meseria lor nu este recunoscută și nu este trecută în acele coduri de meserie, astfel încât ele nu pot să își declare veniturile. Și te întrebi, cum poate să funcționeze vrăjitoria în această perioadă, în acest secol? Funcționează pentru că sunt foarte mulți oameni care în continuare fug de propriile responsabilități, caută soluții magice la orice problemă din viața lor. S-au despărțit de soț, n-au bani, nu le merge bine în carieră, merg la vrăjitoare pentru că au impresia că de acolo vine o soluție. Deci fug de responsabilitatea propriilor necazuri. Asta odată. Și de asemenea că vorbeai despre faptul că le-au ars de vii pe cele care le-au găsit vinovate, pe lângă fapt, adică evul mediu de ambele, din ambele perspective, că și tu dacă pedepsești așa ceva, e clar că validezi în sine activitatea. Și această problemă a noastră de a nu ști cum să interpretăm religia, de a nu ști cum să interpretăm ce suntem învățați în biserică. Adică ce ni se spune? Vrăjitoarele sunt rele, sunt împotriva lui Dumnezeu, fac farmece și așa mai departe. Ceea ce nu e nici pe departe adevărat, știm cu toții, o tâmpenie, putem să o numim așa. Tâmpenie, dar uite că se lasă cu victime, cu vieți omenești pierdute. Eu vreau să revenim noi în zilele noastre la problemele noastre și să nu fim foarte aproape de aceste fenomene care, iată, sunt desprinse parcă din povești. Din povești urâte.